Asociația Provitaș a început activitatea imediat după Revoluție, fiind înființată de preotul paroh din parohia Valea Plopului și în prezent fiind condusă de o întreagă echipă. Asociația își desfășoară activitatea în satele Valea Plopului, Valea Screzii, orașul Vărelin de Munte, dar și în câteva alte locații din țară. Această zonă oferă cadrul favorabil pentru vindecarea fizică și psihologică a mamelor, femeilor și copiilor aflați în dificultate. Provita pentru născuți și nenăscuți a fost înființată pentru a oferi o alternativă la avort a femeilor și a tinerilor. A început salvarea copiilor de la avort plasându-i în familii din satul Valea Plopului. De-abia apoi și-a început construcția primelor case. În total, de-a lungul timpului, asociația a ajutat peste 3.000 de copii. În prezent, numărul beneficiarilor este de 438 de suflete, împărțit în categorii copii salvați de la avort, copii care n-au fost, familiile n-au putut avea grijă de ei, copii abandonați în spitale, oameni în nevoie, oameni ai străzii, femei provenite din orfelinate comuniste, bătrâni fără posibilități financiare sau familie, femei gravide alungate sau femei abuzate și familii întregi rămase sau aflate în nevoie. Provita dorește să ofere beneficiarilor săi un cadru sigur pentru a se vindeca și a crește și pentru a-și recăpăta independența. Prin ajutor medical, social, financiar, training și chiar și juridic. Asociația consideră ca soluție optimă pentru copii este integrarea în familia naturală sau în cea lărgită. În consecință, mama sau familia vor avea întotdeauna posibilitatea să revină, să viziteze iar și în cazurile fericite să reintegrească familia.